Banii fac lumea să se învârtă. Și sunt sigur că fiecare dintre voi a visat măcar o dată să aibă ultimul model de mașină sau poate să aibă o vilă luxoasă într-un oraș de la mare sau pur și simplu să aibă bani astfel încât toată viața lui să fie un confort. Și totuși pentru mulți dintre noi lucrul ăsta pare oarecum intangibil. Și exact pentru asta ne gândim, cum au reușit alții și de ce nu reușesc eu? Care este cheia succesului și mai mult decât atât, dacă există o cheie a succesului? Uite câteva întrebări pe care, cel puțin eu, mi le adresez destul de des. Și, în sfârșit, cred că am găsit răspunsul la aceste întrebări. Dar nu o să vi-l dau eu, ci o să vi-l dea invitații din această seară, din ediția inaugurală a Coffee Talks, domnul Cristian Chifoi și domnul Matei Cristian. Bună seara! Salut! Domnul, ai zis domnul? Mersi. Domnii. Da, da, ok, mulțumesc mult de tot pentru invitație. Cristi și Matei, mulțumesc mult de tot pentru invitație, Cristi și Matei, pentru acceptarea invitației, Cristi și Matei. Mulțumim, David, mulțumesc. Sunt chiar încântați. Noi ne bucurăm de fiecare dată când avem de-a face cu tineri, pentru că asta este pasiunea noastră, misiunea noastră personală, dar tineri, așa că oricând putem fi alături de tine. Mulțumesc și eu. Păi, cam despre asta o să discutăm azi, despre tineri, antreprenoriat, business și exact poate o cheie a succesului dacă există sau dacă cheia succesului este exact munca. Dar până să ajungem în mijlocul subiectului, aș vrea să vă întreb în primul rând dacă puteți să ne povestiți puțin despre cine sunteți, cum ați ajuns antreprenori, care a fost motivația și puțin background personal. O să-l las pe Matei să înceapă, că eu am tot turuit în continuu la mine pe social media, deci liniștit. Bagă. Noi suntem doi tineri prieteni, suntem rude, el este fiul nașilor mei, ne cunoaștem de când suntem mici. N-am avut nicio treabă cu antreprenoriatul până la un punct, aveam aceleași vise ca oricare om. Ne-am dus la o facultate, am fost la aceeași facultate amândoi, ingineri în petrol. Visam să plecăm pe mare, pe platforme, din cauza că știam că se câștigă foarte bine, banii ne plăceau, asta știam dinainte. Nu știam noi despre business, dar știam că ne plac banii și am zis ok, jobul ăsta este potrivit pentru noi, că se fac mulți bani. Cred că tuturor ne plac banii până la urmă. Exact. Și ne-am întâlnit cu o situație ciudată. A venit criza din petrol imediat după ce am început noi să muncim. Adică am prins, să zic, un an și puțin de muncă efectiv. După care a venit criza, una foarte nasoală, adică s-au dat afară zeci de mii de oameni la nivel mondial. Noi fiind începători amândoi, am fost printre primii pe listă care am zburat. Și ne-am găsit într-o situație similară în care pur și simplu nu mai avem de muncă, nu mai aveam ce să facem și a trebuit să facem o alegere. Prima alegere ar fi fost să ne angajăm undeva, dar după ce deja ne obișnuisem cu un anumit stil de viață, cu să câștigăm niște bănuți mai consistenți, să ne întoarcem să ne angajăm pe 15-20 de milioane în ceva, nu mai era o variantă ok pentru noi. Și am decis, bă, hai să facem noi ceva pentru noi. Totul a pornit într-o seară, eram în club și eu știam că, bă, trebuie să facem ceva neapărat. Și l-am întrebat, bă, dacă ai avea bani, ce ai face? Cum că nu... Eu știam că pot să fac rost de niște bănuți, dar bineînțeles n-a avut un răspuns clar să ne dea, să ne zică. Dar a doua zi ne-am întâlnit, mahmuri așa puțin, am luat un laptop în față și am început să căutăm idei de business. Pur și simplu, fără niciun plan, fără niciun nimic. Și am pus pe hârtie mai multe idei, am ales una dintre ele și pur și simplu i-am dat drumul la treabă. N-am pierdut timp mai deloc. Cam asta ar fi pe scurt așa povestea noastră. Suntem amândoi tineri, pe lângă business și bani, care astea ne-am descoperit că sunt pasiunile noastre. Adică din întâmplare cumva noi am devenit antreprenori, că prin circumstanțele care au fost. Dar am înțeles un lucru, că asta ne dorim să facem în continuare. Nu vrem să ne mai întoarcem niciodată să facem altceva, doar business. Și am înțeles și un lucru foarte important despre noi ca persoane, ceea ce ne-am găsit misiunea noastră personală. Și asta este să ajutăm, să influențăm cât mai mulți tineri, pentru că am înțeles pe pielea noastră că se poate. Adică noi nu știam absolut nimic despre nimic.
eram exact ca orice alt om de pe stradă care îl vezi. Și ne-am descoperit că, bă, stai puțin, că viața asta de fapt e mult mai altfel. Adevărurile care le-am știut de la societate, de la părinți, de la prieteni, de la astea, nu aveau legătură de fapt cu ceea ce se putea face. Și nu ne-a zis nimeni nimic despre chestiile alea, nu știam nimic despre ele. Și atunci am zis, ok, bă, trebuie să dăm mai departe chestia asta. Dacă noi doi am reușit să facem ceva care eram cum eram, e clar că aproape oricine poate să facă. Zic aproape oricine, pentru că dacă nu ai ceva aici cât de cât, nu poți. Dar în principiu aproape oricine poate să facă ce am făcut noi, fără dar și poate. Și asta ne face să, de asta ți-am și zis de la început, iubim să stăm de vorbă cu tineri, ne face, ne simțim bine și de asta suntem aici. Și deci de aici putem să tragem concluzia că oricine care ne ascultă acum sau care ne privește poate să vă calce pe urme. Da, oarecum, dar na, fiecare trebuie să-și decidă drumul în viață. Nu poți să calci pe aceleași urme pe care am călcat noi. Asta pentru că suntem diferiți cu toții, e de ajuns ok, poți să vrei o cafenea, poți să vrei un concept asemănător. Însă trebuie să-l faci în stilul tău, după experiențele tale, trăirile tale, altfel nu va fi al tău, pur și simplu, și nu o să funcționeze. De asta poate oricine să facă chestia asta. Pentru că dacă persoana e diferită, inclusiv gemenii sunt diferiți între ei, da? Dacă fac un concept asemănător, dar cu diferențe, o să prindă altfel în piață și își găsesc nișa de piață și pot să aibă succes, liniștit. Și deci e foarte important să fim original, pentru că până la urmă nimeni nu-și dorește să fie suprasaturat. Nu din prima, nu o să poți să fii niciodată original din prima. Trebuie să începi mai întâi cu idei furate. Nici o idee nu este originală pe lumea asta, să știi. Originalitatea vine dintr-o compilație oarecum de idei. Dintr-o sursă de undeva. Ai văzut ceva cândva vreodată, înțelegi, și ai transformat-o în altceva după aceea. Dar trebuie să începi cu ceva, adică ideile sunt acolo, e plin internetul de idei. Trebuie să execuți. Aia e problema, de fapt. David, cred că te-am pierdut. Da. Și uite, într-un lucru interesant pe care l-am văzut a fost că asta se întâmplă și cu personalitatea. Personalitățile noastre nu sunt de fapt de sine stătătoare, ci noi suntem construiți din mai mulți oameni pe care i-am întâlnit. Noi nu suntem, poate, o chestie 100% originală, dar de-a lungul vieții noastre ne-am întâlnit cu mai mulți oameni și am stat de vorbă cu mai mulți oameni și am luat din personalitățile mai multor oameni și așa ne-am construit noi personalitatea noastră. Și cred că asta se aplică oarecum și în business. 100%, ai dreptate, da. Și noi avem oameni pe care îi urmărim și care ne influențează. Am renunțat la foarte mult la tot ce însemna pentru noi personaje care nu mai aveau legătură cu calea pe care am ales-o și am ales să ascultăm de oameni diferiți, să urmărim oameni diferiți. Acum este foarte ușor pentru că există acest social media și sunt atâția oameni care dau din experiențele lor, care povestesc și tu trebuie să iei de la fiecare ce crezi tu că ți se potrivește ție. Adică noi avem foarte mulți mentori, dar nu putem să zicem că bă, ăla este 100% adevărat, ăla este 100% așa. De la fiecare am luat câte ceva care se potrivea stilului nostru și credințelor noastre, valorilor noastre și așa mai departe. Am înțeles. Și uite un lucru pe care l-am observat. Niciunul dintre voi nu a menționat aproape deloc de facultate. Și asta este o întrebare pe care aș vrea să o adresez și o întrebare pe care poate mulți și-o pun. Mă ajută facultatea să fac antreprenoriat sau nu? Dă-mi voie. Pentru că am două la activ. Am văzut că ți-ai dat foc la diploma de licență, chiar am urmărit momentul. Ideea de bază este nu să nu faci facultate. Este să înțelegi că atunci când mergi la facultate nu o să primești, deci cel puțin business nu o să înveți în facultate, asta este clar. Dar înveți niște valori, de exemplu, să lucrezi în echipă la un proiect, să îți faci task-urile, să mergi, adică să te trezești dimineața, să fii punctual, să ajungi acolo, să fii puțin cizelat când vorbești cu un profesor, că trebuie să fii respectuos, să-ți ajungi colegii dacă au nevoie, să fii șef de promoție sau de clasă dacă e nevoie, adică înveți niște valori acolo. Eu nu zic să nu mergi la facultate, eu zic că nicio facultate, adică materiile de acolo, nu să te ajute să faci business. Acum, pe TikTok, în social media, pe YouTube, deci toate se interpretează exact cum se vrea, știi? În funcție de cine se uită și ce facultate face, știi? Adică eu fac facultate de business și îmi zici mie că nu ia de aici hate, știi? Ideea e că dacă ne-am oprit puțin din interpretat și din hate-ul ăsta cel puțin, care e o pierdere de timp pentru toată lumea, să iei informația, exact ce ziceam mai devreme.
Matei, că trebuie să iei niște informații de pe aici, de pe acolo. Nu ți furnizează niște chestii bune informațiile alea? Next, du-te la altul. Nu trebuie să stai să dai hate, că pierzi timp, oricum nu te ajută cu nimic. Ideea de bază e că în facultate înveți niște chestii. Însă materiile nu te învață nimic. Trebuie tu personal să te autoeduci, neapărat. Pe partea de business, cel puțin, neapărat trebuie să te autoeduci cu cărți de dezvoltare personală, cu cărți de educație financiară, de business, de marketing, de sales, de, mă rog, toate astea. Da, facultățile nu sunt neapărat rele, în ideea în care, dar uite, de exemplu, dacă vorbim strict de o facultate de business, eu consider că decât să pierzi anii aia în facultate și să înveți ce te vor învăța aia, că nici nu știu exact ce te mai învață, dar sunt convins că nu ce trebuie, banii aia care îi investești tu în stat la cămin, cumpărăți mâncare, toate cele, așa, mai bine cumperi niște cursuri, îți cumperi niște cursuri de business de la oameni care fac business. Și timpul, și timpul, atenție, și timpul, 3 ani de zile, da, cel puțin. Și atunci te duci frumos și înveți mult mai multe din astfel de cursuri decât poți să înveți în anii aia de facultate. Pentru că nu o să-și ceară nimeni nicio diplomă când te duci să deschizi o firmă. Vai, ia să văd, ai făcut cumva, ai diplomă de businessman ca să poți să deschizi o firmă. Nu-și cere nimic, nu-și cere nici pac, nu-și cere nici nimic. Doar trebuie să fii tu. Și dacă ar fi să dau un exemplu de cum a ajutat pe mine facultatea în business, pentru că eu în facultate recunosc, pur și simplu nu mi-a plăcut, nu m-a interesat. Nu am fost deloc pe stilul meu și nu mi-am bătut capul deloc cu ea. Dar când și îmi amintesc, amintindu-mi acum cum eram, eu aveam foarte multe restanțe în fiecare, la fiecare final de. Eram campion pe restanțe. Și asta mă punea pe mine într-o postură în care am întâlnit-o de foarte multe ori în viața mea de business. Să te descurci. Deci eu alergam în restanțe, eram peste tot și cu toată lumea. Vorbeam cu ăla, mă duceam la celălalt, luam examene, reușeam eu, mă duceam de la unul la altul. Adică întotdeauna eram într-un hustle de ăsta și într-o continuă mișcare, pentru că am făcut cu trecanul. Deci acolo pot să zic că mi-am dezvoltat niște skill-uri de astea de a mă descurca. Așa că se întâmplă și în business, știi? Stai liniștit și dintr-o dată, pac, apare aia, du-te acolo, vină, vorbește cu ăla, du-te la primărie, du-te la control, du-te la nu știu. Deci acolo mi-am dezvoltat, aș putea spune, niște skill-uri de genul ăsta. De a mă descurca în orice situație și orice apare, să fiu acolo și să rezolv lucruri. Și deci contează mai mult anii de facultate, efectiv, anii de studenție și deprinderile pe care le iei și modul în care îți trăiești viața de zi cu zi, contează mai mult decât contează cursurile de la facultate. Da, asta da. Zicem. Asta zicem. La asta am înțeles. Uite, Cristian a spus o chestie interesantă legată de hate și am văzut, urmăresc influencer și cred că foarte multă lume o face, urmărește cel puțin o persoană influentă, fie pe YouTube, TikTok, Facebook și așa mai departe. Și mereu am văzut foarte mulți mergând pe ideea asta de haterii, le răspund haterilor, îmi plac haterii și așa mai departe. Și aș vrea să vă întreb, există ceva constructiv? Ce putem să tragem din hate? Vă întreb pe voi pentru că sigur. Vă întreb pe voi pentru că știu că sunteți foarte activ și pe platformele astea și atunci vă puteți numi influenceri. Cum să știi că la bază hate-ul? Toată lumea e un influencer. Chiar dacă nu ești în social media, ești cu prietenii tăi. Dacă ai mers la un burger, ai mers la o cafea bună, le spui și lor, îi influențezi să meargă și ei. Deci depinde numai de audiență, cât de mare e audiența. Asta diferă de la influencer la influencer. Păi, în primul rând, o să zic din punctul meu de vedere, nu pot să mă refer la ceilalți, eu cel puțin mi-am scris vreo 3 e-book-uri din informații luate de la hateri. A, dar despre asta de ce n-ai vorbit când ai zis diferența între SRL și PFA? A, dar de ce nu zici cât de greu e să muncești la început de business, știi? Sau câți ani trebuie să tragi? A, dar de mentalitate? Înțelegi, pur și simplu cum veneau cu hate acolo, a, tu ești un fake, ia uite, nu zici asta, știi? A, ok, las că le zic un e-book-ul meu și ți-l vând. Înțelegi? Da, deci poți să iei de acolo informații. Ideea e să nu te prinzi tu în jocul ăsta, în roata asta care se învârte cu hate, să nu dai tu hate-ul ăla, știi? Să încerci să iei informația bună dacă există și să faci ceva constructiv cu ea, nu să-l împaci pe hater, ci să le dai lucruri mai bune celor care te apreciază deja. Cu haterii n-ai ce să faci, asta e clar. Nu să trebuie să îți pierzi timpul pe ei. Și ei vor exista întotdeauna și cu cât vorbești mai mult, cu atât te expui mai mult, cu atât vor fi din ce în ce mai mulți. Dar asta este și poți să le iei și ca un, cum să-i spun eu, să-ți cataloghezi succesul. Cu cât ai mai mult succes, cu cât vorbești mai mult, cu cât faci mai multe, cu atât mai mulți hateri voi avea. Dacă nu ai hateri deloc,
înseamnă că nu prea contezi, ceea ce nu e ok. Deci chiar trebuie să iei ca pe noi. Eu am o senzație, singura senzație care o am față de hater, de exemplu, este o senzație de milă. Pentru că îmi dau seama, bă, dacă tu într-o zi ai timp să stai acolo, să intri, să scrii doar ceva negativ, doar ceva aiurea, doar ceva așa, e clar că în viața ta lucrurile nu sunt prea roze. E clar că nu ești o rază de fericire și zburi și dai pe afară cu curcubeie din tine și mai știu ce. E clar că ai niște probleme și asta este senzația care o am. Este o senzație de milă, că știu clar că omul are niște săracul niște probleme, pentru că uite și eu nu sunt de acord cu multe, sau poate când mă duc la multe business-uri nu mi-a plăcut cum a fost servit sau am primit ceva nasol, dar niciodată, nici măcar o dată, nu am dat un review negativ, nu am stat să intru la unul să-i zic, bă, băga mea șură în tine că nu ai, ești bău sau că ești nu știu cum, niciodată, pentru că n-am cum să fiu. Eu trebuie să mă uit la ce îmi place și atâta. Nu pierd timpul, nu-mi dau din energia mea, nu-mi dau din sufletul meu doar ca să-l înjur pe unul că nu mi-a plăcut mie nu știu ce Dumnezeu de la el. Clar. Da, e foarte important, dar mai mult decât atât, și oamenii care se expun public ar trebui să știe cum să managerieze hate-ul, pentru că există și șansa de demoralizare. Păi asta vreau să zic, scuză-mă că te întrerup. Spune-te, rog, fără nicio problemă. Asta de fapt nu-mi place mie la hater. În rest, pur și simplu pentru mine nu îi bag în seamă, sau dacă îi bag în seamă am o senzație de milă. Dar știu foarte mulți oameni care sunt, poate au capacități mult mai mari decât mine, sau care aveam informații mult mai valoroase decât mine și poate să, chiar să influențeze în bine lucrurile, dar care nu fac chestia asta tocmai din frica de hater. Le e frică să nu, că știu că o să-și ia clar hate și nu fac asta. Asta de fapt ar fi o problemă mare la hate. Da, și asta mai ales la tineri. Deci îi văd cum apar pe YouTube, știi? Și pur și simplu le e frică. Adică și cu Sebastian, niște copii cu care mai lucrăm noi, Paul, chestii, știi? Și nu se băgau din frica asta, chiar dacă ei nu recunoșteau. Asta era frica. Mamă, dacă o să ajung de succes, ce o să mă urască lumea? Nu merge una fără alta, doar ce am stabilit. Și... Asta e problema mea, cel puțin când m-am enervat și eu de multe ori pe hateri. Exact. Mai spun niște TikTok-uri și i-am înjurat, pur și simplu. I-am înjurat și nu m-a interesat. Pentru că dau hate către, cel puțin ăștia de la 40, pe acolo, știi? Dau hate către ăștia de 16, 17, 18, 20, care fac ceva cu adevărat. Fac ceva mai mult și nu așteaptă de la guvern, de la familie, prieteni. Înțelegi? Și vin ăștia. Bă, că ce faci tu, mă? Că eu când eram de... Ce erai, mă, când erai de... Erai un căcat cu ochii când erai de vârsta lui. Asta e, pentru că ne uităm și noi. La 20 de ani, Matei, ce eram? Niște căcați cu ochi. Asta era. Pur și simplu. Deci, păi, noi când vedem acum băieți și fete de 16, 20 de ani, 21 de ani care fac business-uri, suntem așa, adică tot sufletul aș da pentru oamenii ăștia. Înțelegi? Exact cum ai invitat și tu acum. Adică asta și dacă aș avea 50 de ore pe zi, toată ziua aș fi acolo, dacă aș putea. Înțelegi? Să-i susțin. Tocmai asta e chestia. Uite, ai adus vorba de oameni tineri și mă uitam mai devreme. Sunt sigur că știți pe Sebastian Dobrincu, numit cel mai tânăr milionar din Silicon Valley. Am auzit de el. A început câteva business-uri și are chiar este multimilionar și are 20 de ani și este român. Și mă gândesc că, uite, foarte multă lume se uită la el și se întreabă, mă, de ce nu pot? Eu de ce nu pot să fiu ca el? Și... Pentru că vrei să-ți răspund eu rapid la asta și după aceea să intrăm în detaliu? Pentru că ei se uită că are 20 de ani, înțelegi? Mai ales cei de 20 de ani care se uită la el. Aoleu, păi și eu ar trebui să fiu, dar de ce nu sunt? Și mă demoralizez că eu nu sunt la 20 de ani. Dar probabil băiatul ăla cine știe de când dracu lucrează la ceva. E vreodată prea târziu să intri în business sau să te apuci de ceva? Niciodată. Păi avem exemple. Toată lumea știe exemple. Ray Kroc, McDonald's, da? Stai că nu mi se vede mâna. Ok. Colonelul Sanders, da? 54, 63 de ani. Despre ce vorbim? Adică sunt vârste de alea înaintate la care poți să te apuci. Dar e mult mai greu să te apuci la 45-60 de ani. Una este și mai tânăr, odată, pentru că dacă te apuci mai tânăr, tu nu ai niște bagaje, tu ai posibilitatea de a risca la maxim. Noi de asta și tragem tare pe tineri, pentru că știm cu cât te apuci mai devreme, cu atât va fi mai ușor. Pentru că nu ai familie, nu ai facturi de plătit, nu ai datorii, nu ai probleme de astea cotidiane care să te țină sau să-ți fie mult mai greu. Pentru că odată ce ai, știi că bă, trebuie să hrănești niște copii, trebuie să așa, parcă nu-ți vine să te duci să riști totul
și să o iei de la capăt într-o astea. Pentru că te gândești, bă, depinde de mine atâția oameni. Când ești tânăr, nu ai problemele astea. Când ești tânăr, ai capacitatea cea mai multă de muncă. Adică să fii serios, poți să dormi 2 ore pe noapte și restul să le muncești fără nicio problemă. Nu există. Poți să mănânci tâmpenii, poți să mănânci pateu pe pâine 10 ani și să fii în continuare ok, pentru că ești tânăr, corpul tău duce și nu ai probleme neapărat de sănătate. Și exemplele sunt multe, de asta e bine să te apuci cât mai devreme. Și uite, deși nu sunt businessman, cred că pot să-mi dau și aici cu părerea, dar cu cât te apuci mai tânăr, cu atât ai mai multe șanse să înveți din greșeli. Poți să greșești mai mult, îți permite timpul să ai și ai marja asta de eroare. Și te gândești, sunt tânăr, pot să iau mereu de la capăt și încă să am timp să fac ceva. Exact. Și exact aici voiam să ajung. Aș vrea să vă întreb, care este probabil cel mai mare eșec pe care, sau cea mai mare greșeală pe care ați făcut-o de-a lungul carierei voastre și care a fost cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o din ea? O întrebare capcană. Nu există cea mai greșeală. Greșim în fiecare zi, inclusiv astăzi. Exact. În fiecare zi sunt greșeli. Nu există una. Ideea e să nu se repete de prea multe ori. Adică deci nu e cât de mare greșeala, e de câte ori ai repetat-o. Știi? Gândește că, David, că noi am greșit absolut tot ce se putea greși în business. Noi n-am ratat nicio virguliță, pentru că noi am intrat complet orbi în business. Noi nu știam nimic, absolut nimic. Nu citisem nimic înainte, nu știam despre business, nu urmăream pe nimeni care vorbește despre business. Noi eram complet zero. Ne-am aruncat pur și simplu în apă. Dar automat când faci chestia asta, o să greșești mereu. Ceea ce pe noi ne-a făcut să fim mai altfel a fost că întotdeauna am știut să ne recunoaștem greșelile când ne-am făcut și să acționăm instant asupra lor. Adică, ok, bă, ne-am dat seama de o greșeală, păi nu trecea o zi și noi deja lucram la acea greșeală să o îndreptăm. De fiecare dată. Și cu cât ne ardea și mai tare la buzunar greșeala aceea, cu atâta eram și mai repede să învățăm și îmi dau seama, adică în momentul în care o primești urât, probabil te grăbești să o repar cât mai repede. Da. Scuze-mă, Maia, și cum era o întrebare, ai pus o întrebare care a fost cea mai mare greșeală și încă ceva. Și ce ai învățat din ea? Care a fost cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o din greșeala respectivă? Cred că cea mai importantă lecție, de asta te-am întrebat, că cea mai importantă lecție care am luat-o noi de la bun început a fost că orice se întâmplă, dar absolut orice se întâmplă în viața noastră, este din vina noastră. Asta mi se pare că a fost cea mai importantă lecție care am învățat-o, pentru că în momentul în care ai această mentalitate și care îți asumi absolut tot ce se întâmplă în viață, cu bune, cu rele, cu nu știu ce, tu te pui pe tine într-o postură de a crește constant, de a evolua mereu. Pentru că în momentul în care nu mai poți dai vina pe vreme, nu mai poți să dai vina pe guvern, nu mai poți să dai vina pe piață, nu mai poți să dai vina pe nimic și doar la tine te uiți, păi ok, dacă nu e vina nimănui și vina mea, ce pot eu să fac de acum ca să nu mi se mai întâmple chestia asta? Ce pot eu să fac de acum să-mi învățez viața? Cred că asta a fost cea mai importantă lecție care am învățat-o până în ziua de azi. Pot să dau și un exemplu foarte absurd dacă... Te rog. Ieși afară, exact ce ai zis de vreme, nu? Da. Ieși afară și vezi că plouă și începi să înjuri. De parcă o să schimbi vremea, știi că înjuri. Da. Uite, știi ce e interesant? Am observat asta oarecum în poporul român. Eu văd asta în fiecare zi. Văd oameni care, da bă, dar e așa că e guvernul, nu știu cum, da bă, dar tot iese cine trebuie, da bă, dar uite, hai să zic, e așa hai să zic care că... e treaba. La fel, e exact ca și cu vremea. O să te duci tu să schimbi guvernul? Sau o să investi pe ăștia de la guvern să facă ce trebuie? Nu! Dacă nu-ți place vremea, mă, te împiți, da mă, în Maldive, dar trebuie să muncești pentru asta, știi? Ceva de genul. Dacă nu-ți place guvernul, ori te muți în altă țară, ori ceea ce vrem să facem eu cu Matei, de exemplu, și cu toți tinerii din România, este să facem puțin pipi pe guvern prin construcția de business-uri. Pentru că dacă n-ai bani, nu poți să dictezi nimic. Nu poți să faci nimic. De asta tot tragem așa mult pe tineri, pentru că ei cu adică voi, că la voi ne referim. Voi cu mentalitatea voastră care e super fresh și aveți putere de muncă, aveți timp la dispoziție, vă place, vreți să vă băgați în chestiile astea, mai ales acum, pe voi ne bazăm. Eu nu pot să mai bazez pe ăștia ca mine. Majoritatea au familii și copii. Slavă Domnului, noi încă nu. Dar o să urmeze. Înțelegi? Noi suntem pătura socială acum, noi, eu, adică și vârsta, care suntem de sacrificiu oarecum. Ai noștri au fost săraci pioni, asta este. Noi suntem de sacrificiu ca să vă protejăm pe voi, să vă dăm uneltele necesare, să creștem economia, să nu mai dăm vina pe guvern. Și nici pe vreme, și nici pe, nu știu, cei care ne conduc sau credem noi că ne conduc sau nu, totul pleacă de la noi, de la fiecare în parte.
Și uite, asta este până la urmă o filozofie de viață și după părerea mea nu se aplică doar în business. Ci efectiv, logic, o chestie de self-development, e un mod de viață. Dacă tu străiești toată viața gândindu-te că e vina altuia că ți se întâmplă ție niște lucruri sau că altcineva ți influențează viața în afară de tine, mie mi se pare că o să duci o viață tristă și la finalul zilei nu o să realizezi foarte multe. Și foarte hai să zic ceva, David. La fel, aceeași chestie, noi nu încercăm să vă forțăm să faceți voi business-uri mari și să riscați voi, chiar dacă nu practic nu aveți ce să pierdeți, da? Dar mentalitatea de business, mindset-ul, trebuie să-l aibă oricine, pentru că oricine lucrează pe lumea asta. Dacă nu ai un business, lucrezi într-un business și trebuie să știi chestiile astea. Cum să nu te fure patronul, cum să nu-și bată joc de tine, cum să nu stai într-un colectiv care te bârfește și în care nu poți să promovezi sau nu poți să avansezi. Despre asta e vorba, de fapt. Adică noi nu încercăm la fel. Nu zicem să nu mergi la facultate, nu zicem să începi tu business-uri de nebun. Încercăm să prezentăm un mindset, o valoare practică a vieții, care poate să-ți crească ție viața personală și a celor din jurul tău. Dar toți trebuie să gândească la fel. Cel puțin voi tineri aveți șansa. Aș vrea să vă mai pun o întrebare înainte de asta, care oarecum o să intre într-o întrebare ulterioară. Cât de important este să ai ca inspirație niște persoane și cât de important este să ai oarecum idol? Pentru că, uite, noi ne uităm la voi, ne uităm la tine, Cristi, ne uităm la tine, Matei, ne uităm la alți antreprenori care sunt influenceri, știi, Andy Popescu, Codin Maticiuc și așa mai departe. Cât de important e să avem idoli ăștia și cât de mult v-a ajutat pe voi să aveți niște oameni care să vă influențeze? Păi o facem în fiecare zi, adică este un proces. Fără ei este foarte important să auzi, sau poate câteodată nici nu auzi ceva care nu știi de la un astfel de idol. Mie nu stai să primești neapărat niște informații care, mamă, să te facă pe tine să zici, mamă, ce am învățat nou azi. Câteodată poate ai nevoie doar de confirmarea. Bă, uite, un om de succes care a făcut chestia asta are aceeași gândire ca mine și se pune în aceleași posturi ca mine câteodată. Noi considerăm că mentorii sunt vitali. Norocul nostru că trăim într-o lume în care nu mai trebuie neapărat să te duci să bazi la ușa unuia să zici, bă, te rog eu frumos, lasă-mă și pe mine să stau lângă tine o zi sau alea. Există acum, ai acces la ei atât de ușor și, de exemplu, noi nici nu mai cumpărăm neapărat de la Gary Vee, de exemplu, de la Grant Cardone, de la ăștia mari. Învățăm suficiente doar din ceea ce vorbesc ei pe social media, din un minut, două pe zi, dacă asculți ceva, poate e suficient cât să îți dea alt start în zi, cât să te pună într-o postură bună, cât să... Deci noi pe partea asta n-am ce să zic. Ai nevoie de idoli, ai nevoie de mentori, ai nevoie de oameni la care să aspiri. Vreau să fiu ca ăla, vreau să ajung ca ăla, vreau să fiu ceva de genul ăsta. O să fac eu o completare aici, pentru că tot așa zace în natura umană. E natura noastră umană să căutăm confirmare de la ceilalți. Problema, mai ales cu voi tineri, este că prima dată căutați confirmare de la... Și noi o făceam. De la prieteni și familie. Aia e problema cea mai mare. Înțelegi? De asta vă uitați la alte exemple, exact cum facem și noi. Exact cum a zis și Matei. Încercați să vă uitați la exemple, la noi. Este, cum să zic, eu nu consider că este corect ca eu să am 200.000 de followeri pe TikTok. Ca dacă vorbesc la pertu cu un tânăr acum, de exemplu, fictiv, nu vorbesc cu tine, da? Măta și tactul ar trebui să te învețe valorile în viață, nu eu. Eu nu ar trebui să am atâția followeri. Dar pentru că n-ai la cine să te duci să obții informațiile de care ai nevoie și mai cât așa că tu îți spun că bă, nu poți, că ești, cât ești sub acoperișul nostru, te faci ce spune noi, te duci la medicină, te duci acolo, te duci acolo, te duci la prieteni. Am o idee, bă, hai la bere, lasă ideile astea, ești nebun, că am eu un unchi care a încercat și nu funcționează. Am un băiat. Exact, asta e problema, de fapt, căutăm, inclusiv noi, de asta și Matei, exact ce a zis, căutăm confirmare pentru că mai vine hate, mai vin momente în care pur și simplu clachezi și îți vine să renunți, sunt chestii umane, deci nu suntem nici noi roboți, dar mergem și ne uităm în continuare la cei care dau informațiile astea bune. Și la fel și ei zic același lucru. Grant Cardone, Gary Vee, se uită și ei la rândul lor la oameni sau s-au uitat o perioadă bună. Trebuie să evoluezi și pentru asta ai nevoie de, da, ai nevoie de confirmări, dar depinde de la cine le iei. Și ce ar fi mai important? Uite, să zicem că am o idee care poate fi transformată într-un business de succes.
ce e mai important? Să încerc singur, să vorbesc, să încerc singur, să îmi caut resurse singur, să mă uit la cursuri singur, să mă uit la diferiți influenceri din domeniul de business singur și să îmi construiesc oarecum... La început, da. Părerea mea. Deci, noi că am început ca parteneri, nu a fost chiar de la început. Adică când Matei mi-a propus, bă, ai vreo idee? Hai că vin eu cu banii, știi? Adică am făcut research-ul, dar când a fost nevoie de execuție, cel mai bine singur. Adică ai nevoie de rapiditatea aia, știi? Și nu ai nevoie de... Dacă știi ce ai de făcut. Deci nu ești într-o ipostază în care cauți confirmare. Pentru că, na, variază. Adică ori ești fericit, ori ești trist, ori te educi, ori execuți. Înțelegi? Depinde în ce fază ești. Dacă ești în faza de început și ai nevoie să execuți, cel mai bine e să o faci singur. Pentru că atunci când ne înhăităm, că și eu când mă întâlnesc cu Matei, știi cum e? Nu, când faci brainstorming e una, dar atunci nu execuți. Când trebuie să execuți, trebuie să pleci singur. Bă, tu te duci în treaba ta, eu mă duc la acte, tu te duci acolo și hai să facem. Așa că practic ne întâlneam la program, mai stăteam de vorbă, mai o cafea, stai să fumezi și o țigară. Deci cel mai bine, când vă luați informațiile astea, luați-vi-le singuri și executați. E, după aceea, creați-vă parteneriate. Deci părerea mea e bine să încep singur. Da. Există o sursă care să dețină oarecum un adevăr general valabil pentru informații sau... Cum asigur că iau informația corectă și cum asigur că găsesc pașii buni pentru a începe un business? O să zic eu o variantă scurtă și lași pe Matei după aia să zică. Părerea mea este că, mai ales la voi tinerii, pentru că nu ați ajuns încă la o maturitate, asta este. Noi totuși suntem tineri, dar avem o vârstă. Matei are 30, nu? Parcă 30 ai. Da, da. Eu am 33 și este nevoie și de o maturitate. Eu acum când mă uit la Gary Vee, la Grant Cardone, la Dan Pena, la Warren Buffett, deci toți, pentru mine, toți zic același lucru. Eu nu văd diferit nimic la ei, decât ce scot pe gură. Dar execuția, intenția, ce vor să dea mai departe, este exact același rahat. Exact același lucru. De-aia încercăm, dar până să ajungi la punctul ăsta în care înțelegi același lucru de la toată lumea la care te uiți, bine, ăștia e important, că nu poți să uiți la toată lumea. Ei, clar, până acolo clar. Mai durează. Deci informațiile valabile, e clar, ce zice toată lumea? Ai nevoie de foarte multă muncă, ai nevoie de foarte multă răbdare, ai nevoie de parteneri potriviți ca să ajungi acolo. Deci asta zic toți ăștia de succes. Ca să ajungi acolo ai nevoie să muncești și ai nevoie să mai treacă timpul, pur și simplu, până găsești toate soluțiile astea. Da, da. Matei? Păi, ce să zic, eu am furat de la fiecare câte ceva, pur și simplu. Băi, am învățat ceva de la Loran. Dar poate multe chestii nu mi-au plăcut sau care nu am simțit că e pe stilul meu. Am învățat ceva de la Onețiu, am învățat ceva de la Gary Vee, am învățat, dar mi-am ales ce îmi place mie și ce se potrivește mie. Nu trebuie să iei tot motamo, bă, așa a zis Grant Cardone, păi așa e, tată, nu e. Păi ok, fiecare are adevărul lui și trebuie să înveți să te uiți puțin de subtul preșului, pentru că poate într-un filmuleț de un minut sau două sau zece, tu n-am pus să vezi esența omului, n-am pus să vezi exact tot, nu poți să înveți totul dintr-o chestie de genul ăsta. Și de asta zic, ție de la fiecare ce ți se potrivește ție. Dar în general, cum a zis și Cristi, nu vorbesc în general despre cam aceleași chestii, pentru că în viață succesul lasă urme. Toți oamenii succes lasă, dacă te uiți la toți fiecare în parte, nu există niciunul care a ajuns super sus, care să nu fi rupt munca în două. Nu există. Dacă mi-l arătați mie pe unul, eu mă duc și fac statuie personal. Eu ridic eu cu mânuțele mele, eu fac. Nu există. Deci toți au muncit de-au rupt. Toți au avut răbdare. Toți au făcut chestii. Toți au skill-uri de comunicare. Adică succesul lasă urme. Te uiți la oameni de succes și vezi, bă, ce au făcut ăștia, cum au făcut. Și o să vezi că sunt atât multe similarități între ei. Nici nu-ți vine să crezi. De asta și zice Cristi, că toți zic cam aceleași lucruri, pentru că așa este, succesul lasă niște urme, trebuie să te iei după ele. Uite, mă uitam și eu la diferiți motivational speakers sau oameni de genul de succes care mai țin TED Talk-uri și așa. Și în general am văzut cam aceleași sfaturi care se prezintă. Să fii empatic, să muncești, să nu renunți la scopurile tale, să încerci să te perfecționezi. Foarte mulți merg și în sfera aia de mindset, unii recomandă să meditezi sau eu știu diferite practici de acest gen. Dar ca să discutăm aplicat, aș vrea să facem puțin un exercițiu de imaginație, dacă e să-l numim așa, și să încercăm să trionăm
businessmanul de succes. Care sunt trăsăturile proeminente ale unei asemenea persoane? Mișto întrebare, chiar îmi place. Și da, e cu dute vino, dar uite, o să încep eu și după aia la fel și Matei să zică părerea lui. În primul și în primul rând, ceea ce am început și eu să zic cât mai mult, este faptul că trebuie să, deci pe lângă faza de început incipientă în care începi pur și simplu să execuți singur ca să înveți niște chestii, știi, fără să ceri confirmare de la nimeni. După ce ai trecut de faza asta, neapărat ai nevoie să vorbești cu lume. Skillurile astea, astea sunt cele mai importante skilluri. De vorbit cu oamenii, fie că o faci cu vocea pe video, da? Fie că o faci cu vocea audio și atât. Că sunt, adică poți crea audiobook, de exemplu, ca să înveți oamenii niște chestii pe care le-ai învățat tu. Fie că e copywriting. Sau poți să creezi un podcast. Adică, exact, deci se poate transforma în o idee să implici oameni. Asta e chestia. Și dacă nu știi cum să comunici cu ei, nu ai cum să-i aduci la oaltă pentru proiectele tale, orice faci pe lumea asta. Și asta vine cu, trebuie să înțelegi practic nevoia lor în primul rând. Și știu că toată lumea, deci toți zic, bă, trebuie să fii selfish. Și sunt de acord, trebuie să fii selfish, adică trebuie să spui prima oară dorințele tale, dar tu ca să ajungi la dorințele tale ai nevoie de oameni. Nu poți fără oameni, e imposibil. E, clar. Ca să faci chestia asta n-ai voie să fii selfish. Trebuie să te gândești la ce nevoie au ei. Un businessman trebuie să gândească ce nevoi au ceilalți. Deci trebuie să pună prima oară nevoile lor pe primul plan, nu ale lui. Pentru că dacă, de exemplu, noi puneam nevoile noastre pe primul plan, nu mai făcea nimic. Adică dormeam până la 9 dimineața, îmi băgam piciorul. De ce să stau așa? Adică ieșeam la club, nu mai mergeam la întâlniri sau la ședințe cu copiii noștri. Nu mai munceam atâta, că căcat, n-am nevoie să muncesc atâta, vreau doar niște rezultate. Adică nu mai, trebuie să pui nevoile clienților în primul rând. Ăia au probleme și pe ăia nu interesează nevoile tale. Trebuie să ții minte și chestia asta, înțelegi? Dar pur și simplu trebuie să o știi. Ei, și de acolo să crești. Și în primul și în primul rând nu e despre câte cărți ai citit. Trebuie să citești, dar trebuie să aplici. Deci eu, în toate cărțile de dezvoltare personală, chiar dacă n-am făcut-o la momentul când am terminat cartea, toate îmi vin acum așa în cap și le aplic pe toate. Cum pot să fac mai bine să îl mulțumesc pe ăla? Da, ai zice că, mamă, dar trebuie să stai după ăla. Dacă vrei să faci business, da. Trebuie să stai după ăla. Sau după aia, sau după ăia, toți. Ei zic ce vor. Ei te plătesc. Dacă nu sunt ei, tu n-ai business. Înțelegi? Asta conturează cel mai... Deci relațiile interumane conturează un businessman de succes. De acum încolo, cel puțin, clar. Plus că trebuie să fii foarte sincer de la început. N-ai voie să minți. Punct. Da, da. Doar o să fac o completare la ce zice Cristi, pentru că are foarte mare dreptate. Și un lucru care l-a spus și vreau să dau un exemplu care este o problemă mare care îl văd eu în business din România. Bine, sunt convins că și în alte părți cam la fel, dar cred că e ceva specific foarte mult tipic românesc. Noi avem dorința aia de, bă, eu să le fac pe toate. Eu, dacă nu sunt eu acolo, prezent, nu merge nimica, nu putem să facem nimica, nu merge business-ul dacă nu fac eu. Asta este o mentalitate care te va ține pe loc. Tu asta, de asta, încercat să explice. Băi, trebuie să știi să aduni oameni care să muncească, să facă. Dacă tu nu ai capacitatea asta de a comunica cu oameni, de a crea o echipă, tu nu o să rămâi întotdeauna micuț. Nu poți, dacă totul depinde de tine și dacă numai tu știi, numai tu poți să faci, numai tu ești ăla deșteptul și așa, păi o să rămâi întotdeauna mic, pentru că nu poți să fii mai mulți, nu poți să mai existe încă 5 mine și nu o să faci business. Deci businessul este despre câți oameni ai, adică din ce în ce mai mulți. Tu singur nu ești un business. De asta astea de a nou din tot businessul, pentru că businessul este o ramură foarte complexă. Adică trebuie să știi și finanțe, trebuie să știi și contabilitate, trebuie să știi și marketing, trebuie să știi și branding, dar cea mai mare provocare pentru noi a fost exact asta. Cum să ne creăm o echipă? Cum să vorbim cu oamenii? Asta mi s-a părut cel mai greu lucru de învățat. Aici am avut cele mai multe probleme. Pentru că ăsta e business-ul la bază. Oameni. Și trebuie să știi, adică să știi să lucrezi și cu un om prost, și cu un om deștept, și cu un om frumos, și cu un om gras, și cu un om mic, și cu un om mare, și cu un om chel. Despre asta e vorba. Să-i strângi pe toți, să știi ce poate fiecare și să-i pui pe pozițiile care știi foarte bine că după aceea în conglomeratul ăsta duc compania mai sus, pentru că tu singur nu o să poți să o duci niciodată. Și am mai zis, Cristi, o chestie la fel, că trebuie să asculți de clienții tăi. Sunt foarte multe business-uri care se împotmolesc pe un lucru. Bă, am inventat eu produsul ăsta, bă, și mie îmi place de mor produsul ăsta, e cel mai mișto produs de pe lume. Dar dacă nu vrea nimeni,
ai niciun produs, poate să fie cel mai mișto lucru și cel mai bun lucru de pe planetă. Dacă oamenilor nu le place, trebuie să le arunci la gunoi. Adică mulți rămân blocați între au ei o idee extraordinară sau au ei un produs care le se pare lor super wow și poate chiar este wow. Dar dacă oamenilor nu le place, aruncă-l la gunoi, mergi mai departe. Tu trebuie să fii conectat cu ceea ce vrea clientul tău, nu cu ce vrei tu să faci și cu ce ai visat în noaptea sau cu ce... Clar. Are sens, nu? Da, are sens, pentru că până la urmă tu livrezi un produs clienților, nu... Dacă îți place ție, e mai puțin relevant. Important e să placă persoanelor cărora le vinzi. Și uite, asta mi-ar plăcea foarte mult să se învețe la școală. Pe lângă, ok, tot ce se învață, antreprenoriat aplicat, cum să-ți deschizi o firmă, ce înseamnă SRL, ce înseamnă PFA și toate lucrurile astea care țin de partea legală sau care țin efectiv de partea financiară, aș vrea să văd că se învață și mindset de businessman. Pentru că tu poți să ai absolut tot knowledge-ul din lume, tu poți să ai toate cărțile din lume și toate legile din lume. Dacă nu ai mindset-ul de businessman, nu ai cum să ai succes. Și până la urmă, asta e și concluzia pe care o trag din conversația asta cu voi, că ai nevoie de mindset. Și uite, având în vedere că ne apropiem de finalul acestui episod, aș vrea să încheiem cumva... pentru ca oamenii care ne urmăresc să rămână cu ceva aplicat din discuția noastră. Care sunt pașii exacti pe care trebuie să-i faci ca să-ți deschizi un business? Din toate punctele de vedere. Primii trei pași, să zicem. Te refer la pașii de ăștia, gen mă duc când deschid firma, caut locația sau... Poate și la modul de care ai zis, vorbim mai devreme de mindset și de asta mă... Hai că zic eu trei pași pe care eu îi consider și am și scris inclusiv în e-book-urile mele. Pașii cei mai importanți nu sunt deschiderea firmei SRL-ului. Exact. Sau cum faci un plan, că toată lumea se... Mamă, trebuie să fac plan. Neapărat, altfel nu pot să fac business. Nu există... Când am făcut planul? Sau cum am făcut noi prima oară planul? Pe un caiet dictando. Sincron, da? Deci n-a trebuit să fim în aceeași cameră. În primul și în primul rând, primul pas este ideea. Exact ce am zis mai devreme, cum am făcut noi, da? În al doilea rând, după ce ai ideea, te oprești la o idee și îți faci research-ul, documentație, cât de mult poți, dar nu 5 ani. O săptămână, 2, 3, o lună. Research-ul constă în mai multe părți, odată online și odată fizic, dacă există locații fizice sau competitori fizici. Dacă nu tot online, te duci la, vrei să faci un magazin online, vezi care sunt competitorii pe piața pe care vrei să intri. Vrei să faci magazin online de haine? Ok, vreau să mă uit la cei mai buni jucători care fac sau care au magazin online de haine. Și vezi ce dracu fac aia. Deci partea asta, a doua, e research-ul. După aia, pur și simplu să execuți. Nu mai stai să faci planuri, nu mai stai să găsești partenerii potriviți, pur și simplu intri singur dacă e nevoie și te dai cu capul singur, pentru că execuția aia o să te bage după aia și în idei, o să vezi probleme, o să vezi soluții, o să vezi tot ce ai nevoie să vezi. Ăștia sunt primii cei trei pași cei mai importanți în orice faci, deci nu doar în business. Pentru că business-ul e, cum ai zis Matei, e doar o ramură, e puțin mai complexă decât altele, le cuprinde pe mai multe. Da. Este doar o ramură, e ca o meserie, meseria de businessman, de antreprenor. Este doar o meserie, dacă vrei, și e ca și o activitate. Dacă începi ceva nou, idee, research și pus în aplicare, neapărat. Dacă te-ai blocat la primii doi pași sau la primul, așa o să faci și nu o să ajungi nicăieri niciodată. Deci nu, așa înveți cel mai bine. Pur și simplu făcând. Nu o să, exact cum a zis Cristi, atât de mult se blochează pe ideea asta de să-mi fac planul. Deci când îi aud, planul perfect nu există, momentul perfect nu există și nici nu o să existe vreodată. Momentul perfect de când te apuci de treabă. Ăla este cel mai bun moment. Exact. Să înveți totul. La fel foarte mult se panichează, faita, fiscalul, astea, legile. Vine ANAF-ul, te bagă la pușcărie. Nu există așa ceva. Nici în fumul doar că ANAF de tine, cine ești tu. Vedeți că nu și-a făcut David firmă. Repede peste el. Da, cumva văd că foarte mulți oameni sunt, nu e vremea mea, lască la anul. Știi? Și chiar acum că suntem aproape de noul an, de 2021, sunt sigur că o să existe oameni care o să-și pună rezoluție pe 2021. Bă, hai să-mi deschid firmă. Și după aceea, în ianuarie, dar stai că nu-i vremea mea, hai că din ianuarie 2022. Și deci, scuză-mă că te întrerup. Deci noi am deschis firma. Noi nu știam nimic, nu aveam niciun curs de nimic, nu aveam
locație, absolut nimic. Noi ne-am dus și ne-am deschis firma. Ne-am dus, ne-am spus, facem, gata, ne apucăm de treabă. Nu știam, nu știam încotro să o luăm în ce direcție. Aveam niște hârtii în brațe care oricum nu știam ce semnifică ele. Habar n-aveam. Dar erau. Le aveam, am avea în firmă și pur și simplu am început. Am început să facem. Ei, de aici nu mai puteai să dai înapoi, înțelegi? Exact. Da. Te duci și executat, asta înseamnă execuție. Da. Foarte interesant. Uite că astăzi am aflat că business-ul înseamnă o idee și multă muncă. Că până la urmă la asta se rezumă multă muncă, motivație, niciodată să nu-ți uiți scopurile și da. Să înveți să-ți găsești piața, să-ți găsești oamenii, să inovezi. Oameni. Business-ul înseamnă oameni, nu bani. Business-ul înseamnă oameni, da. Nu bani. Mai bine oameni și spun bai că business-ul ăla l-a copiat pe ăla sau noi am copiat pe ăla sau nu știu ce. Nu există să copiezi pe cineva pentru că în spatele oricărui business sunt oameni. Vorbim despre oameni. Iar oamenii sunt diferiți sau gândesc altfel sau sunt programați altfel. Și n-are niciodată cu un business să fie asemănător cu business-ul ăla. Pentru că vorbim de oameni în spatele celor business-uri. Da. Cam astea sunt concluziile pe care putem să le tragem azi. Business înseamnă oameni și nu e niciodată prea târziu să te apuci de business. Așa că dacă asculți sau dacă te uiți la noi în momentul ăsta și aștepți momentul potrivit și consideri că acum nu e momentul potrivit să începi business-ul, acum e momentul potrivit să începi business-ul și fă-o. Până la urmă nu ai nimic de pierdut. Și așa, discuția noastră din această seară a ajuns la un sfârșit. Mulțumesc mult de tot Cristian și Matei pentru tot know-how pe care ni l-au împărtășit. Vă invităm să-i citiți cărțile. Lui Cristian are câteva e-book-uri și format fizic, cred, sau? Fizic nu mai lucrez cu fizic. Am încercat, nu merge. E-book-uri, că oricum doar asta, e-book-uri. Asta e viitor. Site-ul meu, adică cine intră la mine mă cunoaște, o să vadă acolo unde e site. Încă o dată, trebuie să le mulțumim sponsorilor noștri, celor de la Audio Vision Store, pentru tot echipamentul ăsta mișto care e în jurul meu acum. Voi nu puteți vedea decât microfonul, dar Vasilu, că e foarte mult echipament în jurul meu. Trebuie să le mulțumim lor. Și încă o dată, foarte multe mulțumiri lui Cristian și lui Matei pentru prezența în seara asta și pentru tot know-how pe care l-au împărtășit. Mulțumim mult! Mersi și noi! Și spor la treabă! Mulțumim mult. Și uite, așa se încheie primul episod din Coffee Talks. Sperăm să rămâneți lângă noi și pentru următoarele episoade, pentru că urmează ceva wow. Mulțumim frumos. Seara bună. Seara bună.